Ne aflăm la Agriplant Aroma Grotec și stăm de vorbă cu domnul Ovidiu Ranta, specialist în mecanizarea agriculturii și profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Pentru început, aș dori să ne spuneți ce a însemnat Agriplant Aroma Grotec 2015 din punct de vedere al mecanizării agricole. Ca de obicei, Agriplanta reprezintă o platformă de comunicare pentru tot ce înseamnă inputuri în domeniul agricol și, sigur, și partea de mașini este extraordinar de bine reprezentată la acest târg, la această manifestare, pentru că nu este doar un târg simplu, ci este o manifestare mai complexă în care avem ca și concept totul de la sămânță până la recoltă. Mașinile în acest an prezentate în Agriplant Aroma Grotec, am putut să observ la toate standurile sau la aproape toate standurile un nivel ridicat de tehnicitate, un nivel foarte, foarte ridicat de complexitatea operațiilor, adică s-au adunat mai multe operații într-un singur utilaj și în diverse zone, sigur depinde de ce sector lucrăm, dar în zona de mașini pentru lucrările solului, am observat clar tendința care se regăsește pe plan european în ultimii 10 ani, am observat-o și aici, că foarte puțină lume mai dorește să utilizeze plugul sau lucrarea de arătură. În zona de demonstrații avem pregătite două câmpuri de demonstrații, și anume tehnici moderne pentru protecția plantelor și mașini pentru lucrările solului și semănat. Am avut pregătite 10 mașini pentru ierbicidat în cultura mare, pentru deplasare pe teren denivelat, în zona de tehnici moderne de protecție a plantelor, și 20 de agregate pentru lucrările solului, însumând ca și lățime de lucru 104 metri. Ei bine, la toate aceste agregate pot să vă spun că am regăsit și inovații de la Hanovra, am găsit tehnică de ultimă generație, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, producătorii sunt pregătiți să livreze, dar înseamnă că și piața are nevoie și cere astfel de tehnică. Ceea ce cred că este un lucru foarte important, pentru că nivelul tehnic a fermierilor și a operatorilor s-a îmbunătățit destul de mult în ultimul timp și s-a ajuns la concluzia clară, de altfel, că fără să ai tehnică performantă și mașini performante, nu poți obții produse cu prețuri de cost comparabile cu cele cu care produc colegii noștri din Olanda, Germania, Franța, Italia, țările dezvoltate cu care noi suntem în competiție. Cum vedeți evoluția pieței echipamentelor agricole din România la orizontul anului 2020, până când se întinde actualul PNDR? Cred că piața de mașini agricole o să sufere în următorul interval de timp. Nu știu cât va dura, dar cred că o să sufere oarecare contractare. Pentru că această contractare se datorează unui lucru extraordinar de simplu. Presiunea pieței este foarte puternică, piața de produse alimentare și de desfacere, și atunci fermierii sunt oarecum sceptici în a face investiții foarte mari, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt foarte multe situații în care investițiile sunt făcute și funcționează, și atunci o reinvestiție apare sigur la un interval de 5, chiar mai mult, 10 ani poate, depinde sigur de ce fel de utilaje discutăm, că aici lucrurile sunt împărțite. Dacă ar fi să discutăm de utilaje care se adresează fermierilor mici, cred că aici suntem foarte deficitari și probabil că această zonă se va dezvolta și vor apărea foarte mulți fermieri mici care tind către mediu și aceia vor avea acces sau se va duce accesul către tehnică deșteaptă și de calitate. Ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Fermierii mici, cu siguranță, sau parcă era așa un standard, ești fermier mic, ai tehnică de producție incertă și calitate de asemenea incertă, dar cu prețuri accesibile. Cred că acea etapă s-a dus și încet și micii fermieri tind să își cumpere tehnică deșteaptă și adaptată exploatației lor, dar de calitate ridicată. Cred că asta ar fi o tendință importantă. Se apropie Agritehnica, cel mai important eveniment expozițional din lume dedicat tehnicii agricole mecanizate.
și de această dată veți face parte din Comisia de Evaluare a Noutăților. La ce să ne așteptăm? Întrebarea este foarte, foarte bună. Cu siguranță eu mă aștept să găsim iar dezvoltare foarte puternică pe zona de soft de asistență a proceselor din agricultură, pentru că este foarte mult de lucru în zona asta, chiar dacă avem mașini tot mai deștepte, cu sigur o să ajungă și mai deștepte. O să se dezvolte sistemul robotica în domeniul agricol, atât în cultura mare cât și în zona de zootehnie, ceea ce înseamnă că o să avem tot mai puțină forță de muncă ocupată cu operarea pe mașini agricole, ci o să avem foarte multe operații automatizate, robotizate, mă rog, termenul este destul de generic, robot, dar în zona respectivă cred că o să fie destul de multe inovații și de asemenea cred că o să fie foarte multe inovații în domeniul de măsurare, tot ce înseamnă măsurare și preluare de date, măsurare de parametri chimici, fizici, biologici, chiar elemente care astăzi sunt efectuate fie staționar, fie sunt făcute prin diverse metode clasice și convenționale. Cred că tehnica evoluează în direcția în care să avem imediat răspunsul pentru, nu știu, măsurăm o plantă tocată, să avem imediat ce calități nutritive are, cât azot, fosfor, potasiu, nu știu, tot ce înseamnă elemente de analiză chimică, fizică, eventual senzorială a materialelor cu care interacționează mașinile.